ziua! Bucuroși de oaspeți! Doamna Lidia, venim la dumneavoastră cu urări de bine. Căci anume astăzi, când multe popoare sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii, dumneavoastră aveți încă o mare sărbătoare. Vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Nouă nu ne rămâne decât să vă felicităm, să vă dorim tot binele din lume. Aici, în casa dumneavoastră, să domnească sănătatea, pacea, norocul să vă găzduiască, oameni buni să vă însoțească, ba chiar și prieteni adevărați să fie alături, iar cei dragi sufletului să stea cât mai mult aici, acasă, în preajma dumneavoastră și fie ca Dumnezeu, bunul Dumnezeu, să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii, surprize pentru tine și vă pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți? Cine a solicitat felicitarea? Haideți să vedem. Țineți această tortă pentru masă de sărbătoare. Avem aici o floricică minunată care vă aparține. Dacă îmi permiteți, sticla dă-o domnului. Ceva mai tărișor. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un frumos mesaj. Scumpa noastră, astăzi, la buchetul vieții, mai adaugi un trandafir. Lasă-i să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi toate dorințele împlinite. Îți dorim ca pe aripile celor patru anotimpuri să ți se aducă numai belșug în casă, numai devotament și ajutor în prietenie și numai gânduri pozitive și fericire în inima ta. Dacă există ceva mai frumos decât viața, dacă există ceva mai minunat decât un răsărit de soare, dacă există ceva mai pur decât un vis și dacă există ceva mai puternic decât iubirea, fie ca acel ceva să-ți aparțină doar ție. În această zi frumoasă, dorim să te bucuri de fiecare mărunțiș în viață, sănătatea să te găzduiască, prietenii să te ajute în momentele grele, să ai credința și puterea Domnului de a duce la capăt orice gând zămislit, într-un binele tău și a celor din jur. Îți urăm o zi de voie bună și sperăm ca dragostea noastră să-ți umple viața la fel cum dragostea pe care ne-o porți o umpli pe ale noastre. Lasă liniștea, confortul și armonia să domnească întotdeauna în casa ta. Îți dorim să te bucuri de viață, să fii surprinsă de emoții pozitive, să te bucuri de fiecare minut, să visezi, să ai mereu prieteni fideli, de încredere și, cel mai important, să iubești și să fii iubită. Rămâi mereu aceeași doamnă, luminoasă, amabilă, veselă și zâmbitoare. Te iubim enorm! Fie-ți, Ani, dulci ca mierea, dragostea, fie-ți averea, casa, fie cuib de pace, munca, fie cum îți place, să-ți pară întreaga viață, bucurie și dulceață. Cum la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin fiica Gabriela, nepoții Sanda și Marius, strănepoțica nou născută, Milena, și vecinii Ion, Iurie și Lilia. Felicitări dumneavoastră! Cred că aveți și dumneavoastră un mic mesaj pentru cei dragi. Mulțumesc la vecini, mulțumesc la copii, la nepoți și tare și chinez cei și ei acasă. Asta e viața. Vă dorim o zi frumoasă, o sărbătoare pe cinste și în această zi divină poate mai sunt surprize, poate vă umplu casa cei mai dragi dumneavoastră. O zi frumoasă!